O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii O împărăție care nu se poate clătina. Care este legătura dintre limbă și inimă? Aflăm astăzi împreună cu pastorul Gili Indrie. Sunt texte despre care nu prea îți place să vorbești. Sunt texte incomode. Sunt texte prin care Dumnezeu mereu îți arată starea. Și de cele mai multe ori ai vrea să sari peste textele alea. Nu-ți place să le citești? Pentru că se întâmplă exact ca și cu mâna. Când arăți spre cineva, nu? Știți, un deget îl arăt spre tine, cel puțin trei vin spre mine. Acum suntem la acest pasaj extraordinar din Iacov care vorbește despre limbă, despre vorbire. O să-l citim împreună pe parcurs ce o să intrăm în mesaj. I-am dat titlul Cumpătarea în vorbire sau Limba și Inima. Dacă vreau să vorbesc despre două organe foarte cunoscute nouă, limba și inima. Acestea vor fi. Dar pentru că Iacov vorbește despre, începe foarte puternic despre, cu un imperativ, fraților, să nu fie mulți învățători printre voi, trebuie să vorbim puțin despre învățare, despre vorbire. Învățarea este un lucru care e foarte normal în societate. Învățăm de la grădiniță până când terminăm 2, 3, 4 doctorate. Suntem mereu într-un proces de învățare. Vrând nevrând, procesul acesta este la îndemâna noastră. Suntem expuși la el. La fel și în biserică. Domnul Iisus Hristos spune în Matei capitolul 28, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Dacă vor fi oameni care l-au primit, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ideea de învățare, procesul de învățare, nu e numai în societate, ci este și în mijlocul urmașilor lui Hristos și în biserică. Și în biserică, fenomenul acesta, procesul acesta, este foarte, foarte vast. Vorbirea, învățarea, predarea este un element central în viața bisericii, iar învățătorii sunt pioni principali. Vrem, nu vrem, dacă faci ceva educațional, dacă vorbești, ești un pion principal în economia lui Dumnezeu. Ești un pion principal în societatea omenească. Acum însă, Iacov are ceva deosebit cu cei care vorbesc. Are ceva legat de religie și credință. Și tema aceasta nu este nouă, nu numai în capitolul 3. În primul capitol Iacov spune la un moment dat, Iacov este un tip foarte direct. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, religia unui astfel de om este satarnică. Atât de dur, Iacov. Dacă crezi că ești religios, dacă crezi că ai o relație cu Dumnezeu, dacă crezi că ai credință în inimă și acea credință nu-ți poate îmblânzi limba, nu-ți aduce limba sub control, vorbirea sub control, acea religie, acea credință e zadarnică. Religia sau credința care nu mi-aduce sub control limba, vorbirea, este o religie zadarnică. Acum, legătura între credință și vorbire nu este nouă. Domnul Iisus a făcut-o în mai multe rânduri. La un moment dat au fost câțiva oameni care au venit la Domnul Iisus și s-au plâns că ucenicii lui nu se spălau pe mâini înainte de a mânca. Și atunci Domnul Iisus ia problema în mâini și o atacă. Aveți voi impresia că ceea ce intră în om îl spurcă? Ceea ce mănânci și cum mănânci, asta vă spurcă pe voi? Asta aveți voi impresia? Nu ce intră înăuntru spurcă pe om, ci ceea ce iese afară, aceea ce spurcă pe om. Și apoi Domnul Iisus începe să arate ce vine din inimă. Toate păcatele, mizeriile de aici vin. Domnul Iisus face o legătură extraordinar de importantă între gură, vorbire și inimă. Organul central, centru de comandă al ființei, nu-i gura, limba, ci este inima. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din abundența inimii. De aici vin. Nu știu dacă mai circulă treaba asta printre copiii, dar când eram eu mic,
Era vorba asta, mă, dacă mai mințești, dacă mai suduiești, dacă mai faci asta, vine popa și taie limba. Abia acum realizez de ce trebuia să vină popa. Deși nu înțeleg de ce popa trebuie să taie limba. Cred că vine ideea că popii reprezentau autoritatea lui Dumnezeu și într-un fel oameni cu standarde înalte. Ei se aplice pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă limba ta nu se poate controla, dacă limba ta te face de râs, îți face de râs umblarea cu Dumnezeu, îți face de râs relația cu Dumnezeu, face de râs pe Hristos, nu ți se poate tăia limba. Mai rău, îți rămâne intact. Dumnezeu vrea să ajungă la inimă, nu la limbă. Limbajul, vorbirea, reflectă starea de sănătate a inimii. E interesant câteodată să te duci la doctor cu anumite probleme. Mă doare aici sau mă doare, nu vine un exemplu, dar probabil vouă vă vine. Sau te duci la orele, mă doare gâtul, limba, toate astea. Și el să zică, îmi pare rău, dar te duci la cardiolog. Problema, până la urmă, nu-i la limbă, ci este la inimă. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Ca urmare, eu am spus așa, atenție la slujbele care trăiesc din vorbit. Și multe sunt slujbele acestea în societatea noastră. Una dintre ele este și asta, care o am eu aici. Din păcate, în sistemul bisericesc, amfonul, microfonul, scena, sunt locuri de unde se influențează. Oamenii știu că au autoritate. Mai vorbim de moderator, nu vorbim de televiziune, de radio și toate chestiile astea, care trăiesc din vorbit. O mare problemă la noi, și de aceea rugați-vă din când în când pentru toți cei care vin în față, este prăpastia între vorbă și faptă. Mereu trei degete sunt spre noi. Rugați-vă pentru învățătorii pe care îi aveți, pentru predicatori, pentru moderatori, pentru cei ce vorbesc, pentru ca distanța, ipocrizia, să nu crească pe măsură ce trec zilele. Și vorba să fie sus și fapta și umblarea să fie jos. Toți care ajung în zona vorbitului, a influenței, a modului în care învață pe alții să se rotească. Pentru că, la un moment dat, distanța între vorbă și faptă crește. Și dacă ești obligat să stai în față, dihotomia asta ajunge să judece conștiința, să împetrească inima. Apoi, Iacov spune, vor avea o judecată mai aspră. E foarte greu de multe ori să rostești cuvântul lui Dumnezeu la standardele lui și să nu le cobor nici pentru mine, nici pentru ai mei, nici pentru tine. O mare tensiune o avem. Cine sunt eu? Omul lui Dumnezeu sau omul oamenilor? Presiunea este să fiu din ce în ce mai delăsător cu păcatele oamenilor. Las-o mai moale. Spune-le ce ar vrea să audă acum. Știi ce vrea să audă? Numai har, numai iertare, numai despre acceptare. Spune-le că suntem iubiți de Dumnezeu. Oricum, nu contează. Trebuie să spunem asta. Dar mai sunt adevăruri în care Dumnezeu, cum este adevărul acesta, dacă credința ta nu aduce sub control vorbirea, este o credință zadarnică. Rugați-vă pentru noi să nu lăsăm mai jos standardele lui Dumnezeu de dragul oamenilor. E mare tensiune. Ne-am rugat pentru politicieni, altă clasă. Vorbesc, promit și după aia nu-și mai aduc aminte de ce au promis. Părinții fac la fel. Să știi că vin acasă, fac, direct, vine mama, vine tata, vine. Și la un moment dat, părinții, în relația cu copiii, ajung niște ipocriți, mai mari decât politicienii și mai mari decât pastorii. Iacov, după ce spune că e bine să nu fie mulți învățători, probabil era mare concurența. Unii cred că textul se referă numai la învățători, dar el coboară la omul obișnuit. Toți greșim în multe feluri. Versetul 2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cărmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Incredibil ce putere, ceva mic, butrugă mică care răstoarnă caromale. Ai impresia că cuvintele tale nu contează. Să știți că contează. Și mai ales cei violenți, cei care suntem așa mai impulsivi cum sunt și eu și tot lucrez la îmblânzire. Pârjolim tot în jurul nostru. Iată ce foc mic, zice Iacov. Doamne, ce dezastru a făcut. Ceva mic care influențează. Pa chiar și destinul
putere constructivă și puterea destructivă a limbii. Iacov merge mai departe. După ce prezintă această incredibilă putere, vorbește despre greutatea de a îmblânzi, versetul 7 și 8. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Mergem mai departe. Iată ce fac unii. Cu ea binecuvântăm pe Domnul. Și tot cu ea blestemăm pe oameni. Interesantă ce dihotomie. Suntem în stare să binecuvântăm pe Domnul pe verticală și pe orizontală. Blestemăm pe oameni. Pe cei făcuți pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iacov vine și spune, dragilor, din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa. Frații mei, incredibil unde putem ajunge, cât de departe poate merge dihotomia în viața noastră. Acum binecuvântăm, acum blestemăm. Ce rapid putem trece, schimba. O vorbire dalmațiană este incompatibilă cu statutul de copil al lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine. Trebuie să ne gândim bine. Ideea de dalmațian la ce se referă? La câinii aceștia, nu? Care au blana albă și petele negre pe ea. Blana albă. Avem blana albă. Ne-am pus-o și Domnul Iisus ne-o tot curățește. Ne-o tot albește. Dar o vorbire dalmațiană, albă, fondul alb și pete, o grămadă de pete, cuvinte negre, murtare, care au aliura unui blestem, este incompatibilă. Asta este un adevăr important care trebuie reținut. O vorbire dalmațiană este incompatibilă cu statutul de copil al lui Dumnezeu. E dureros, dar Dumnezeu nu lasă standardele pentru nimeni mai jos. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Nu se poate. Aici ajungem noi, dar Iacov, prin inspirația lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, vine și ne spune, nu se poate cu o vorbire dalmațiană. E incompatibilă. Până acum nu ți-ai pus problema. Ai zis că merge. Și apoi vine și spune, de ce până la urmă nu-i posibil să se meargă așa? Nu-i voie să ai și alb și negru în vorbirea ta. Iată ce spune el mai departe. Versetul 10. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul? Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. El vine și spune, nu se poate să te duci undeva în natură, să vrei să bei niște apă, să iei dintr-o parte și să fie apă dulce și puțin mai încolo să fie apă sărată. Nu se poate la origine, la izvor. Apa este ori așa, ori așa. Nu se poate, dragilor. Când eram mic, admiram grădina unui vecin. O admiram cu invidie. Tânjeam după perele vecinului, culmea, care erau altoite pe un măr. Era extraordinar să văd un pom în care puteai să iei și merele și perele din același loc. Fraților, zice Iacov, asta este o anomalie. Ingineria genetică ne pot face o grămadă de surprize. Dar Iacov spune, lăsați lucrurile astea cu altoiurile. Smochinul dă smochine. Izvorul sărat dă apă sărată. Când se pune problema de apă, de cascadă, de ceea ce vine la spre noi și de multe ori, vorbirea multora este ca o cascadă, te îngroapă. Dacă vrei să vezi cum este, du-te la izvor. Este exact aceeași idee. Izvorul ne interesează. După cum calitatea apei este o reflectare a calității izvorului, tot așa calitatea și consistența vorbirii este o reflectare a calității inimii. Imediat după ce Elisei ajunge să fie profet, vin reprezentații comunității din Ierihon la el și îi spune, dragule, e o mare problemă la noi. Avem un peisaj extraordinar, trăznet, deosebit, de invidiat. Da, avem o problemă. Apele nu sunt bune aici în zona aceasta. Știți ce face Elisei? Le zice, dați-mi un blid nou și sare. Știți ce face Elisei? Se duce pe malurile apei până la izvor și acolo aruncă sarea. Și apele se vindecă. Ideea nu-i nouă. Degeaba încercăm să lucrăm la vorbire. Nu mai fa așa, nu mai zbiera așa, nu mai zice chestiile astea. Putem lucra cât vrem la limbă, putem să o și tăiem. Că unii pot să spună lucrurile și fără limbă.
și o fac chiar mai bine decât cu limba, la izvor. Aceeași idee, și Elisei înțelege lucrul acesta. Dacă trebuie vindecat ceva, trebuie mers la izvor. O vorbire curată, constructivă, este rodul, exprimarea unei inimi curate, înnoite, transformate. Acolo este. Hai să mergem rapid la câteva aplicații. Pentru învățători de tot felul, că sunt tot felul de învățători, pentru profesori, filozofi, unii care le place să filozofeze, pentru predicatori, moderatori, i-am băgat aici că și ei vorbesc mult, și alte meserii vorbitoare. Vorbește mai puțin și comunică mai mult. Avem o artă moștenită și un virus din școlile noastre care sunt atât de teoretice și prea puțin practice. Aș vrea să vă rugați pentru capacitatea noastră de a vorbi mai puțin și de a comunica mai mult. Apoi, pentru cei nervoși, ușor inflamabili, iritabili și violenți verbale. Nu mai dați vina pe alții. De fapt, de ce vine cascada asta din mine? Din cauza altora. Întotdeauna alții sunt de vină. Sau circumstanțele, sau Dumnezeu e de vină că mi s-a întâmplat lucrul ăsta, sau dracu-i de vină pentru faptul că eu vorbesc în halul ăsta. Dăm vina mereu. Nu mai dați vina pe alții. Vina nu este la alții. Îmi pare rău să vă spun, din nou arat cu degetul spre voi. Gili, îmi pare rău că spun. Vina nu-i la alții. Vina este aici. La inimă. Mai departe. Pentru zebre, dalmațieni și alte specii pestrițe. Nu te mai amărgi singur că inima ți este curată. Îmi scapă mie din când în când niște vorbe urâte, dar eu sunt bun. Nu te mai amărgi că inima ți este curată. Când vorbirea ta este când curată, când murdară. Când curată, când spurcată. Acest lucru este de neconceput și de netolerat la copiii lui Dumnezeu. Dacă până acum ați supărut că e ok, să știi că Iacov vă spune, nu e ok. Dualitatea vorbirii indică spre o inimă împărțită, nesupusă lui Dumnezeu. Apoi, avem și alte specii printre noi. Guralivii, flecarii, limbi ascuțite, limbutele. Iacov are în Timotei, Tit, limbute. Limbuți. Și că sunt și băieți care vorbesc de... Găsește frâna la vorbire. Aceasta va fi o încurajare ca introvertitul de lângă tine să găsească și el accelerația la vorbire. Dintre cei care vorbesc mult au impresia că dacă nu vorbesc ei, vine liniștea și pârjolește totul. Nu vă fie frică de liniște. În lumina liniștii, timidul care se tratează, ar vrea să se trateze, dar n-are de... Nu-l ajută nimeni. Găsește și el accelerația și începe să vorbească. Nu știu cum pune Dumnezeu doi, dar întotdeauna sunt diferiți. Și unul vorbește mult și altul tace. Și le tot spun la cruz de căsătorie. Ideea nu e ca unul să nu mai vorbească și numai celălalt să vorbească. Ideea este ca amândoi să facă progrese. Dacă ești un guraliv și o guralivă, Dumnezeu spune, găsește frâna. Dacă nu găsești frâna, inima. Acolo-i baia. Dacă de mic ai fost făcut numai să taci, să înghiți, să nu vorbești nimic, cel de lângă tine și în grupele de casă, grupele de ucenicie, ideea este să încurajați ca și aceștia să găsească accelerația. Observație aici pentru introvertiți, ardeleni, timizi, mutulici și mutulice. Faptul că vorbești mai puțin decât mulți alții și zici, Doamne, Iacov ăsta, n-are treabă cu mine. Ce bine că în sfârșit cuvântul Dumnezeu are ceva pentru ăștia, vorbăreți ăștia. Faptul că vorbești mai puțin nu este o dovadă că inima ta automat e curată. Calitatea inimii este revelată atât de cantitatea vorbirii cât și de calitatea ei. Să vezi și ăștia introvertiți ca mine. După ce stăm așa ca în cuctă și fierbem și răbdăm una, răbdăm două, răbdăm nouă și când ajunge la 99 și presiunea din cuctă, să vezi ce pârjol iasă pe lângă noi. Părerea noastră este, domnule, noi suntem mai buni decât guralivii aia. Este o măgire. Calitatea inimii cu calitatea vorbirii. Există o relație între ele. Limba bolnavă are nevoie urgentă de operație la inimă. Iar dacă sunt defecte grave la vorbire, trebuie să făcute reparații capitale la inimă. Duhul Sfânt a putut să te ajute să-ți faci radiografia gurii, panoramică dacă vreți, dar nu-i destul să constați că în gură ești praștie. Duhul Sfânt spune, trebuie mers la cardiolog. Schimbăm inima. Schimbăm. Mare al mai
mai amăgi. Nu mai permite o vorbire dalmațiană. Nu mai tolera nici la tine, nici la alții. E vremea să lași pe Hristos să intre la inimă. Să facă El operația acolo. Să o transforme. Să o ducă la supunere. Aș vrea să fac recapitularea. Religia, credința care nu mi-aduce sub control vorbirea, este o religie satanică. N-am veste bună pentru nimeni. E zatarnică. Și în primul rând mi-o spun mie. A doilea, inima care nu poate aduce sub control limba este o inimă netransformată, nesupusă. Oameni cu inimă împărțită, spune Iacov în capitolul 4. Vorbirea dualistă, inimă împărțită, inimă netransformată, inimă nesupusă. Haideți să nu ne amărgim cu vorbirea, ci să dăm voie lui Hristos să ajungă la inimă, să facă operație acolo. Poți să te chinui cât vrei, că de azi, ba nu, de mâine, că unii zic că nu azi, nu merg, de mâine, o să pun strajă gurii mele, o să fiu calm, o să fiu așa, o să fiu așa, o să fiu așa. Poți să uiți. Dacă nu lași pe Hristos să-ți facă operația de inimă acum, dacă nu vii și îi spui, Doamne, mi-aduc inima ție, Doamne, recunosc că sunt nesupus într-o grămadă de locuri. Recunosc că inima mea e compartimentată și ți-am dat voie numai la un etaj, dar inima mea are 100 de etaje. Dumnezeu vrea să domnească în toată inima. Hristos vrea să facă curățenie în tot. Noi, ca și psihologi și consilieri, vom spune așa, ca să nu fie mesajul atât de dur, vom zice, inima ta este rănită, inima ta este bolnavă, inima ta a fost afectată, inima ta, și este adevărat.
inima ta e nevindecată. Când ajung și mă enervez și îmi stă să iasă cascada de cuvinte murdare afară, încep să mă gândesc, Doamne, ce din inima mea este afectat atunci când în gură țin să izbucnească cascada de cuvinte. Iacov și Domnul Iisus ne spune clar, inima care nu poate controla vorbirea este o inimă nesupusă, netransformată, în care Hristos nu domnește. Doamne, recunoaștem că cuvântul Tău este viu și lucrător și taie și spintecă. Doamne, ajunge acolo unde nici nu gândim și unde nici nu vrem. Vrem să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea Ta. Și am vrea, Doamne, să-ți cerem iertare pentru toate cuvintele urâte, murdare, violente, distrugătoare care le-am rostit. Am vrea să ne ierți, Doamne, pentru răul care l-am făcut cu vorbele noastre. Am vrea să ne iei inima și să faci reparații capitale acolo, Doamne. Și încă zonele care sunt nesupuse, răzvrătite. Doamne, am vrea să le aducem în mâinile Tale. Și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să vindece rănile. Duhul Tău cel Sfânt, să facă inima să te dorească pe Tine. Să fie blândă și smerită așa cum este Domnul Iisus. Și, Doamne, am vrea să plecăm nu cu inimă împărțită, ci cu inimă dedicată total Ție. Doamne, ascultă gândurile noastre, tânjirile noastre și transformă-ne inima. Fă-o să fie a Ta întreagă și dă-ne curajul să trăim după standardele Tale, oricât de greu ne este. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. L-ați ascultat pe pastorul Gili Indrie. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune. O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.